încoace, ca în stânga. Mai sunt acolo la mâna ta? Mai sunt, e? Nivelezi? Noi stăm aici. În caz că așa, să zic, să băi, stop. Și mai luăm, dar nu cred că ele s-au dus încolo, din coace. Da, eu am văzut ieri când am spus că încoace se vedeau, că nu scos cu poate acolo. În partea aia altă n-am văzut nimic. Iar una mare? Și asta tot. Da, cu dob de plastic, vezi? N-are da. Focos. N-are, n-are. Și tot de... Cod de orice. Hai, mai. Bună. Da. Nu putem să iau camioneta? Ce camion? Camion, da, merge, mă, vrei să ia foc aia, da, mă. Asta se duce noi în două ture. Mergem în prima tură, o să luăm o ladă și punem în da, da, da. Curiajul Logan. Da. De milimetri. Ce vezi, vezi dacă sună la urmă? Ce ați găsit aici? Deci în zona de ieșire dinspre orașul Salcea către comuna Verești s-au descoperit un număr de 100 bombe de aviație de 2 kg, 2 bombe de aviație de 25 de kg, 2 proiectile antiaeriene de 57 mm și 9 proiectile antiaeriene de 25 mm. Spuneți-ne, zona este destul de periculoasă având în vedere tot arsenalul ăsta. S-a știut până acum că aici a fost depozit de armament sau... În zonă am avut foarte puține misiuni de asanare și pe noi ne-a mirat faptul, inițial anunțul a venit pentru un singur element de muniție și pe noi ne-a mirat faptul că au fost descoperite așa de multe. Nu avem informații că în zonă ar fi fost depozitate cantități mari de elemente de muniție. Sunt în stare de funcțiune? Ele sunt, au încărcătura activă, însă focoasele nu sunt montate la o parte dintre ele și cealaltă parte prezintă elemente de siguranță care
le face într-un fel mai sigure decât dacă ar fi fost lansate din avion sau trase prin gura de foc. Unde va ajunge muniția asta? Ce veți face cu ea? Noi o depozităm în condiții de siguranță până săptămâna viitoare sau maxim 10 zile când le vom distribuie controlată. Mulțumim frumos! Cu cine am vorbit? Colonel Anton Cristina. Mulțumim frumos! Da. La revedere, salut!